Introducerea ale cărților Bibliei după Biblia cu explicații, traducerea Cornelescu. Cartea Mica. Titlul cărții. Cartea poartă numele autorului ei, Mica. Numele acesta este o formă prescurtată a lui Micaiahu, care înseamnă în traducere cine este ca Jehova. Profetul face un joc de cuvinte ca o veritabilă semnătură în finalul profeției cine este ca tine. Mica 7:18. Autorul cărții. Mica a trăit în Moreșet, la aproximativ 35 de kilometri sud-vest de Ierusalim, Mica 1:4. Și a început activitatea profetică la puțină vreme după ce Isaia și-a început activitatea sa. Cei doi profeți din împărăția lui Iuda au fost fără îndoială prieteni și și-au împărtășit unul altuia multe din frământările și preocupațiile lor. Isaia, fiind de neam ales, a profețit la curtea împărătească. Mica a fost un om din popor și și-a desfășurat activitatea printre oamenii simpli. Dumnezeu a vorbit însă la fel și prin unul și prin celălalt. Există o izbitoare asemănare între anumite pasaje din cărțile celor doi, Mica 4:1-5 și Isaia 2:2-4. Data scrierii cărții. Primul verset al cărui ne informează că Mica a profețit pe vremea lui Iotam, Ahaz și Ezechia. Activitatea profetică a lui Mica trebuie deci să fi desfășurat între anii 735 și 710 înainte de Hristos. În afară de Isaia, el a mai fost contemporan și cu Osea, care profețea în împărăția lui Israel. Contextul istoric al cărții. Cu toate că, în general, nu a fost un împărat rău, Iotam nu a îndepărtat înălțimile idolatre din Iuda. Ahaz, care i-a urmat, a fost un împărat rău. 2 împărați 16:2-4. El a trădat încrederea în Dumnezeu și a adoptat o politică pro-asiriană. În timp ce el domnea în Iuda, cele 10 seminții din împărăția de nord au fost duse în robie. După Ahaz, a urmat Ezechia, care a fost un împărat surprinzător de bun. El i-a înfruntat pe asirieni și a rezistat în mod miraculos unui puternic asediu. 2 împărați 18:13 și 19:36. Pentru oamenii de la țară, timpurile acelea au fost grele. Năvălitorii amenințau mereu cu invadarea pământurilor, bogății exploatate fără milă a poporului. Mica 2:1-13. Iar conducătorii depășiseră orice limită și îi mâncau și jupuiau pe săracii țării. Mica 3:1-4. Ca și Amos, Mica s-a ridicat curajos și a strigat împotriva nedreptății. Conținutul cărții. O treime din cartea lui Mica denunță păcatele contemporanilor săi. O altă treime descrie pedeapsa pe care o va trimite Dumnezeu asupra lor. Iar ultima parte dezvăluie nădejdea profetului în restaurarea pe care o va lua și va lucra la ea Dumnezeu în țară și slava pe care o va umple. Deși este din Iuda, Mica profețește și despre pedepsirea Samarei, Mica 1:6. Cuvinte cheie și teme caracteristice ale cărții. Capitolele 6 și 7 descriu judecata lui Dumnezeu cu poporul evreu. Curtea de judecată este formată din munții și dealurile pământului. Teatralmente, pasajul reușește să scoată și mai bine în evidență vinovăția poporului înaintea dreptății divine. Deși anunță inevitabilitatea pedepsei, cartea scoate în evidență clemența pe care o manifestă Dumnezeu, ca judecător suprem față de Israel, Mica 7:18. Asemenea tuturor celorlalți profeți, Mica subliniază harul pe care se bucură evreii în virtutea legămintelor încheiate cu Dumnezeu și ei. Mica, capitolul 8, versetele 19 și 20. Mesajul cărții. Mica privește peste orizontul timpului. Anunță întruparea Fiului lui Dumnezeu în mica cetatea a Betlehemului și proclamă domnia pe care el o exercita asupra pământului. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în veacuri strevechi, până în zilele veșniciei. De aceea
îi va lăsa până va naște ceea ce are să se nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului Dumnezeului său, vor locui liniștiți căci el va fi proslăvit până la marginile pământului. El va fi pacea noastră. Mica, capitolul 5, versetele 2 până la 5.